Ieri am vorbit despre inventarierea datelor personale. It's some forms in the backside of your notebooks. Și v-am spus că sunt niște formulare tipărite la partea de final a materialului de aici din notițe. The problem is that the forms you have in your notebooks are in English. Problema e că formularele alea au rămas în limba engleză, nu s-a mai tradus în limba română. Brother Nick is going to translate those into Romanian. Dar fratele Nick o să traducă materialele acestea în limba română. If you want a copy of those, you need to give us your name and your email address. Și dacă doriți o copie în limba română a celor formulare, vă rog să vă treceți numele și adresa de e-mail pe bucata aceasta de hârtie. And so when he gets those forms translated, așa că atunci când fratele Nicu traduce acele formulare, he'll make sure you get a copy. Să se asigure că veți primi o copie. Okay? Da? So if you would fill this out if you would like to have a copy and then pass it around. Deci încă o dată, dacă vreți să primiți o copie acelor formulare în limba română, puneți-vă numele și adresa de e-mail pe hârtia aceea. Now we are going to finish up the lecture that is Elements of Counseling number 2. Deci vom încerca să încheiem acum lecția aceasta care se numește Elemente esențiale în consiliere, partea a doua. We're going to work on Roman numeral 3, which is entitled Homework. Și am ajuns la punctul 3 roman, care se numește Teme pentru acasă. We've talked about gathering data. Am vorbit despre colectarea datelor. We've talked about discovering the problem. Apoi am vorbit despre descoperirea problemei. We've talked about establishing involvement. Apoi am vorbit despre stabilirea implicării. We talked about giving them hope. Am vorbit despre faptul că trebuie să le dăm persoanelor pe care le consiliem, să le dăm nădejde, speranță. Now we want to talk briefly about homework. Acum vreau să vorbesc pe scurt despre tema pentru acasă. So, let's talk a little bit about the reasons for giving homework. Haideți să discutăm puțin de motivațiile pentru care e necesară tema pentru acasă. So when you get done meeting with a counselee, deci după ce închei o întâlnire de asta de sfătuire, de consiliere cu persoana pe care o consiliezi, and you're ready to say noapte bună, și ești gata să-i spui noapte bună, you want to give them some homework. Vrei să îi lași sau să lași persoana respectivă cu o temă de casă. You want to give them some direction for things that they can be doing when they are away from you. Vrei să le dai niște linii directoare cu privire la ceea ce trebuie să facă în perioada cât nu se întâlnesc cu tine. It's vital for a couple of reasons. Lucrul acesta este important din cel puțin două motive. It translates talk into walk. Pentru că transpune ceea ce ați vorbit în ceea ce trebuie trăit. Problems aren't going to be solved just by talking about them. Problemele nu vor fi rezolvate doar discutând despre ele. You must take the things that you're learning. Trebuie să iei lucrurile pe care le-ai învățat. And work them out into your life. Și să le pui în practică în viața ta. Now, when we give homework, it puts the responsibility on the counselee. Și când persoanei acelei îi dăm o temă pentru acasă, punem de fapt, responsabilitate în viața persoanei acelea. So the homework that you give them should help them take responsibility as God would want them to. Adică tema de casă pe care o dăm ar trebui să ajute persoana aceea să fie responsabilă așa cum o vrea Dumnezeu să fie. Another reason for giving homework is because talk is not therapy. Al doilea motiv pentru care e bine să le dăm o temă de casă este pentru că discutarea problemelor sau doar discutarea problemelor nu este terapie.
We don't view an hour with the counselee as somehow a magical hour. Adică nu ne raportăm la ora aceea petrecută cu persoana pe care o consiliem, discutând cu ea, ca la o oră magică de terapie. That one hour out of a week isn't what they need to solve their problems. Adică nu doar de acea oră în care am discutat despre probleme este ceea ce are nevoie persoana respectivă. So the homework keeps the counselee or continues the counseling sessions between the appointments. Așadar, tema de casă ajută persoana respectivă să continue cu abordarea problemei respective. When you give them good homework, the work continues in their life. Pentru că atunci când îi dai o temă de casă bună, lucrul sau lucrarea care trebuie să aibă loc în viața persoanei acelea continuă de fapt prin tema de casă pe care i-o dai. When you give homework, you are saying to the counselee, adică atunci când îi dai o temă de casă, îi spui persoanei pe care o consiliezi, things can begin to be different right now. Lucrurile pot începe să se schimbe chiar acum. Here are the things that God would want you to do to be able to grow through this problem. Iată, îi spui care sunt lucrurile pe care le poți începe să le faci pentru a aborda problema asta. And when you give good homework, și când îi dai persoanei acelea o temă de casă bună, and you meet again in another week, și ca apoi să vă întâlniți din nou peste o săptămână, that homework becomes a part of that counseling session. Tema aceea de casă devine o parte a procesului de consiliere spirituală pe care îl oferi. So let's talk a little bit about the mechanics of homework. Haideți așadar să vorbim puțin despre mecanica sau cum se desfășoară tema de casă. You want to give homework that is specific and concrete. Trebuie să le dai temă de casă specifică, adică care menționează lucruri concrete. It's not enough to just say read your Bible. Nu doar să-i dai o cerere generală acolo de genul mergi și citește Biblia. You're beginning to understand the problem that they're facing. Pentru că tu trebuie să începi deja să înțelegi problema cu care se confruntă persoana. And you want to pick out passages of the scripture that will help renew their mind about that particular problem. Așadar, tu trebuie să începi să alegi pasaje din scriptură care să-i aducă aminte persoanei acelea de adevăruri care să o ajute în problema cu care se confruntă. Now the homework that you give must involve the thinking level as well as the objective level. Tema de casă de asemenea trebuie să implice un nivel rațional cât și un nivel obiectiv. You want to address the issues of their heart? Deci, adică trebuie să adresezi probleme ale inimii sau ale lăuntrului. And you want to address their behavior. Dar trebuie să adresezi și probleme ale exteriorului sau ale comportamentului. The assignments must be appropriate to the problems. Și temele trebuie să se potrivească cu problemele cu care se confruntă persoana. And then when you get together again, și apoi când vă întâlniți din nou, you're going to review that with them. Va trebui să recapitulezi acele aspecte pe care le-au vizat tema de casă. It's best to give them some homework before they leave. E cel mai bine să-i dai o temă de casă înainte de a vă despărți. You want them to go away with an idea of how they should go about working on their problem. Adică vrei ca persoana aceea să plece de la întâlnirea cu tine deja gândindu-se la cum ar trebui să abordeze tema de casă, rezolvarea problemei. So it's good to write some things down on a piece of paper. Așa că e bine să scrii niște lucruri pe hârtie. And write some specific passages of scripture that are important for them to read and meditate on. Și să scrii pasaje de scriptură specifice la care persoana să mediteze în timp ce citește. What passages of scripture speak to the problem that they're facing? Care sunt pasaje din scriptură care vorbesc problemei cu care se confruntă?
So you want them to grow in their understanding of what the Bible says about the things that they're facing. Pentru că îți dorești ca ei să crească în înțelegerea a ceea ce spune Biblia cu privire la problemele cu care se confruntă. If a counselee is having trouble with communication. Dacă persoana consiliată, sfătuită, are probleme în a înțelege, there's some conflict in their family. Dacă are de-a face cu conflict în familia. Think about what passage of the scripture would be good for them to read and meditate on to find help for how to communicate in a better way. Care sunt pasajele care ar ajuta persoana asta să se înțeleagă mai bine cu cei din casă sau să o ajute să comunice mai bine cu cei din casă? If your counselee is struggling, if they have been sinned against and they don't want to forgive. Dacă cineva a păcătuit împotriva lor și nu persoana asta nu vrea să ierte pe cel care a păcătuit împotriva ei. Are there passages of scripture that you know that would help them to think through their need to forgive the one who has asked forgiveness? Sunt pasaje în Biblie la care te-ai putea gândi care i-ar fi de folos persoanei ăsteia să o ajute să poată să ierte pe cel care a greșit și și-a cerut iertare? So you must be a student of God's word. Asta înseamnă că trebuie să fii un student al cuvântului lui Dumnezeu. And help them to go to passages of scripture. Și să ajuți persoana aceasta să meargă la pasaje din Biblie. That will give them answers. Care să le dea răspunsuri la problemele cu care se confruntă. You also want to give them some homework that helps them have a better understanding of what's happening in their own heart and life. De asemenea, bine să le dai temă de casă care să cuprindă și adevăruri care să îi ajute să înțeleagă ce se întâmplă în propria inimă. Maybe there's a man who is just getting angry all the time. Poate că e un om care se mânie tot timpul. So I don't want to get angry. Și își spune, dar nu vreau să mă mânii. I don't know why I get angry. Și nu știu de ce mă mânii. It may be good to have him make a list of the times when he got angry. Poate e bine să-l ajuți pe omul ăsta să facă o listă a perioadelor din zi când se mânie. So, write down that situation when he was angry. Și să scrie care a fost situația aceea în care s-a mâniat. What was he thinking? Să noteze la ce anume se gândea când s-a mâniat. What was it that he really wanted? Ce anume vroia ca să obțină. How would God have wanted you to respond? Să se gândească la modul cum ar fi vrut Dumnezeu de la el să se comporte. Homework that'll help him pay attention to what's happening in the way that he's thinking. Adică să-i dai o temă de casă care să-l ajute să înțeleagă modul cum gândește atunci când se mânie. And the way that he's responding. Și modul cum răspunde. Maybe his homework needs to be to go to some man and ask him for forgiveness. S-ar putea ca tema de casă să trebuiască să fie o acțiune pe care trebuie să o întreprindă de genul să meargă la o persoană și să-și ceară iertare. So he sinned against somebody. Să presupunem că cel pe care îl consiliezi a păcătuit împotriva cuiva. You've talked to him and shown him from scripture where he needs to confess that sin. Și tu ai discutat cu persoana asta pe care o consiliezi și ai arătat în scriptură că a păcătuit și că trebuie să meargă să-și ceară iertare. And ask for forgiveness. Și să ceară de la persoana respectivă să fie iertat. So part of the homework is to go and do that. Deci parte din tema de casă pe care va trebui să o facă este să meargă efectiv și să-și ceară iertare. Does that make sense? Înțelegeți ce vreau să spun legat de tema de casă? Is there a list of suggestions? Pentru anumite situații. For certain situations? Sugestii sau ceva mai specific? Pentru situația respectivă, ce se poate face? Cum se dau teme pentru ce probleme? Dacă are o listă de sugestii, do you have a more comprehensive list of suggestions for various situations? Yes. No. And certainly, the more you counsel,
Și cu siguranță pe măsură ce vei fi implicat mai mult în sfătuire, în consiliere, the more you more time you have put into thinking through good homework assignments. Vei petrece mai mult timp gândindu-te la ce teme să dai persoanelor în situații diferite. In the back of your book. La finalul materialului. In the end of this lesson. Și la finalul acestei lecții. Two books are listed by Wayne Mack. Am listat aici două cărți ale cărui autor este Wayne Mack. Both of those books are excellent resources for potential homework. Ambele aceste două cărți sunt resurse foarte bune pentru teme de casă potențiale pe care ai putea să le dai. You can get a lot of ideas there. Poți să tragi tot felul de idei bune din cărțile astea. And take from what you learn. Și din ceea ce ai învățat, and make application for your situation. Să aplici de fapt la situația cu care te confrunți. Situations are different. Situațiile sunt diferite. So you're gathering data. Deci tu aduni date cu privire la persoană. You're discovering the problem. Descoperi care este problema. You're getting involved in their life. Începi să te implici în viața persoanei respective. You want to give them hope. Încep să lucrez la a-i da nădejde de speranță persoanei alea. And so as you're counseling, și pe măsură ce încep să o sfătuiesc, să o consiliez, you are prayerfully asking God to give you wisdom. Te rogi în același timp ca Dumnezeu să-ți dea înțelepciune for the kind of direction that they need. Pentru direcția de care au nevoie. Yeah. There are many resources in America that we can also give. Sunt multe alte resurse pe care le avem la dispoziție, pe care le putem da. I don't know what's available here. În Statele Unite nu știu cât de multe sunt disponibile aici. But there are many places that have written small books that give biblical instruction about key issues. Dar sunt anumiți autori care au scris niște cărticele cu sfaturi foarte bune practice pentru diferite situații de de astea cheie, zic ce. Să obținem aprobare să le traducem. Yeah, it says they're in a process of obtaining permission to translate those. Okay. Mai sunt materiale, spre exemplu, Josh McDowell are un manual considerat unul gros și are multe. Some materials, some written by Josh McDowell. Okay. That's translated in Romanian. Biblice de consiliere scrise de mai multe. Biblical keys for counseling written by. Sunt manuale cu teme, cum să dai teme. Yeah, and there is at least the main J. Adams manual of. The manual of spiritual counseling e disponibil în format electronic. Da. It's available in electronic format, yeah. But that's the most basic comprehensive. Most importantly is și avem fratele Dave spune avem și o carte pe care o să vă dăm care să fie bună. Most, the one that you mentioned. Most importantly, you have the Bible. Dar cel mai important este că avem Biblia. Da, e originală, cea tradusă de carte, editura Cartea Creștină de la după Revoluție. So, if someone has been mistreated by others. Dacă o persoană a fost tratată greșit de către alții. Can you think of any biblical accounts of someone being mistreated? Poți să te gândești la situații menționate în Biblie când o persoană a fost tratată în mod greșit de către alții? Well, the story of Joseph is a powerful story. Întâmplările prin care a trecut Iosif sunt pline de putere acolo. Look at how Jesus was mistreated. Uitați-vă la Isus în Biblie cum a fost tratat de către oameni. How did Joseph respond? Cum a răspuns Iosif la tratamentul acela? How did Jesus respond? Cum a răspuns Isus la tratamentul pe care l-a primit? More than anything else. Deci mai mult decât orice altceva. You want to get your counselees interacting with scripture. Vrei să-i ajuți pe cei pe care consiliezi să interacționeze cu Biblia. And so give them homework that will take them to specific passages of scripture. Și atunci dă-le temă de casă care să îi ducă la pasaje specifice din Biblie. And give them passages with some questions. Dă-le pasaje cu întrebări.
to make observations about what they're reading. Ca să poată să facă observație cu privire la ceea ce citesc. To make a list of how it can impact their response to what they're facing. Ca să facă o listă cu impactul pe care materialele astea le au asupra lor cu privire la problema pe care o întâmpină. And this homework gives them direction for things that they can do when they're away from you. Și tema de casă le dă și direcție pentru lucruri pe care trebuie să le facă atunci când ei nu sunt împreună cu tine. If you give them homework, dacă le dai temă de casă, you want to read it to them. E bine să le citești tema. And ask them if they have any questions. Și să-i întreb dacă au întrebări cu privire la ce cere tema aia de la ei. You want them to understand. Adică vrei să te asiguri că oamenii înțeleg ce trebuie să facă la acasă. You want it to be reasonable in length. Și vrei să fii și rezonabil cu privire la lungimea temei sau cât de mult au de parcurs în tema aia de casă. Something that they can do. Adică să le dai niște lucruri pe care pot efectiv să le împlinească în perioada de timp pe care o au. And then you tell them, I want you to complete this homework before you come back the next time. Și să te asiguri că le spui că așteptarea ta este ca ei să ducă la bun sfârșit tema asta de casă până la următoarea întâlnire. Now, if they come back the next time and they're eager to see you, but they haven't done their homework. Acum, dacă vă întâlniți următoarea dată și abia au așteptat să se întâlnească cu tine, dar nu și-au făcut tema de casă, what do you do? Ce faci? Iar e bine. Îi primim. We try to work with them. Și ajutăm să facă. The same homework. We try to give another homework. Yeah. Don't let them to escape the work with themselves. All right, that's right. That's deci right. Nu-i lăsăm să scape fără să fi făcut tema respectivă. Înseamnă că gata, n-au făcut-o, au trecut peste ea. You want to make sure they understood the homework. Vrei să te asiguri că au înțeles tema de casă? A lot of times I ask questions that are really clear to me. Uneori pun întrebări care sunt foarte clare și pentru mine. But aren't so clear to them. Dar se pare că nu totdeauna întrebările alea sunt clare și pentru ei. And so you want to make sure they understand what you intended them to do. Din cauza asta, înainte de a vă despărți, e bine să te asiguri că au înțeles clar ce așteaptă tema aia de la ei. You might want to ask them what happened this week that you couldn't get your homework done. Și poți să-i întrebi ce s-a întâmplat săptămâna asta de nu ai reușit să faci tema. And maybe something very legitimate happened that prevented them from doing homework. Pentru că s-ar putea să fi trecut prin niște situații foarte legitime, serioase, care efectiv nu le-a dat posibilitatea să-și facă tema. So you want to be gracious? Deci vrei să fii, să le arăți har? But you want to say when they leave again that time. Dar vrei să le și spui când vă despărțiți a doua oară. I expect you to do this. Mă aștept să vă faceți tema. Before you come back the next time. Până ce ne întâlnim data următoare. If they come back the next time. Dacă revin data următoare la întâlnire. They say the dog ate my homework. Și spun câinele mi-a mâncat hârtia cu tema de casă. You might be getting the idea that they really aren't interested in working hard. S-ar putea să încep să realizezi că persoana asta nu prea interesată să lucreze din greu. And it's appropriate to say. Și la momentul ăsta e binevenit să spui. I'm going to give you this homework again. O să-ți dau din nou tema asta de casă. But we're not going to meet until it's done. Dar nu ne vom mai întâlni până când tema nu e făcută. They have to be willing to work hard. Pentru că trebuie să fie și în stare să lucreze din greu. With all the energy of God that's at work in them. Cu toată energia pe care Dumnezeu le pune la dispoziție ca să lucreze cu ea. My experience has been. Experiența mea a fost de genul. When someone really wants to change and grow. Când o persoană dorește să se schimbe și să crească. They will find a way to have the homework complete. Vor găsi o modalitate de a-și face tema aceea. And they won't make excuses. Și nu vor veni tot timpul cu scuze. All right. Amin. There are other things in this lesson.
Mai sunt câteva lucruri în lecția aceasta. That I'll let you read through on your own. Dar o să vă las să le citiți voi. We're going to jump to our next lecture. Și vreau să trecem acum la următoarea lecție. It's entitled Parental Attitudes and Goals. Atitudini și scopuri părintești. So find that in your notes. Imediat după lecția aceasta. Brother Tim Pasma tells a story. Fratele Tim Pasma de obicei spune o întâmplare. He tells a lot of stories. O poveste. El spune o mulțime de povești. But he told the story about him being in his study at church one morning. Dar l-am auzit spunând întâmplarea asta că era o dată în biroul lui la biserică într-o dimineață. And the phone rang. Și sună telefonul. And he tells the story that he heard the voice of a desperate mother. Și la capătul celălalt al firului a spus el că a auzit vocea unei mame disperate. It was his wife Becca. Care era de fapt soția lui Becca. He tells the story that this is what she said. Și el spune că soția lui a spus următoarele cuvinte. We have a problem. Avem o problemă. I don't want to be these boys' mother anymore. Nu mai vreau să fiu mama băieților ăstora. Gata. Have you ever been there before? Ați fost într-o situație de genul ăsta? Yeah. Is it difficult sometimes being a parent? Este dificil uneori să fii părinte? Yeah. Și copiii au versiunea lor. The children have their own version too. Oh, yes. Yes. Oh. Well, this lecture will hopefully benefit you. Lecția aceasta sper să vă aducă beneficii vouă. But certainly it will benefit young parents in your church families as well. Dar să le aducă beneficii și părinților tineri din bisericile voastre. Many parents become desperate. Mulți dintre părinți devin disperați. And they seek help on their own attitudes and their goals. Și caută după ajutor pentru atitudinile lor, pentru scopurile din viața lor. So turn in your Bibles to Ephesians chapter 6. Haideți să deschidem la Efeseni capitolul 6. Would someone read verses 1 through 4, please? Și dacă vrea cineva să citească versetele de la 1 la 4. Copii, ascultați Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă, însoțită de făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu tălătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura pe mine. Mulțumim! All right, let's talk a little bit about parental attitudes towards children. Haideți, deci, să discutăm puțin despre atitudinile părinților față de copii. There are certainly unbiblical types of parental attitudes. Și există cu siguranță atitudini nebiblice ale părinților față de copii. We want to start here because our attitude will impact what we do. Vrem să începem cu atitudinile, pentru că atitudinile vor avea impact asupra ceea ce vom face. Sometimes we might work with people, with parents who are impatient. S-ar putea uneori să lucrăm în consiliere cu părinți care nu au răbdare. Do you know any impatient parents? Cunoașteți vreun părinte nerăbdător? Why me? De ce eu? We go to church every Sunday. Noi mergem la biserică în fiecare duminică. We read the Bible at home. Noi citim Biblia acasă. We talk about God. Noi vorbim despre Dumnezeu. Why don't my kids listen to me? De ce nu ascultă copiii mei de mine? Why is this happening to me? De ce se întâmplă lucrurile astea mie? From their perspective, they've done everything right. Din punctul lor de vedere, ei au făcut toate lucrurile bine. And the thinking is that if we do everything right, și gândirea aici este că dacă facem toate lucrurile bine, our kids will be little angels. Copiii noștri vor fi niște mici îngerași. But this attitude misunderstands the basic orientation of a child. Însă o abordare de genul acesta nu înțelege
orientarea de bază a unui copil. And the basic orientation of a child is found in Proverbs chapter 22 verse 15. Și orientarea de bază a unui copil este descrisă în Proverbe capitolul 22 versetul 22:15. Folly is bound up in the heart of a child. Aici ni se spune, they're not little angels. Că nebunia este lipită de inima copilului. Adică copiii nu sunt niște mici îngeri. Ted Tripp calls them vipers in diapers. Ted Tripp le numește vipere în diapere. Sau în scutece. So folly is bound up in the heart of a child. Deci nebunia este lipită de inima copilului. But the rod of discipline drives it far from him. Dar nuiaua disciplinei o va deslipi de el. So a parent should not be surprised. Deci un părinte n-ar trebui să fie surprins when their child says no. Când copilul vine și spune nu. You don't teach him to do that kind of stuff. Nu îi înveți tu să răspundă așa. Folly is bound up in their heart. Pentru că nebunia este lipită de inima copilului. Sometimes impatient parents think that they have the right to a problem-free child. Și unii părinți nerăbdători cred că au dreptul la a avea un copil fără probleme. You know, when they dreamed about having a family, știi când doar visau la avea o familie cu copii, they thought they would have children, se gândeau că or să aibă copii, and their children would respect them, și copiii or să îi respecte, and always obey, și întotdeauna îi vor asculta, and everyone would say, oh my, nice children that you have, și toți oamenii din jur se vor uita și vor spune, vai, dar ce copii drăguți aveți. Impatient parents sometimes think that they have the right to a problem-free child. Și părinții nerăbdători cred că au dreptul la a avea copii fără probleme. But this shows a basic misunderstanding of trials and maturity. Aceasta arată o înțelegere greșită a încercărilor și a ceea ce înseamnă să fii matur. So how does God bring about maturity in the life of a Christian? Cum realizează Dumnezeu sau cum produce Dumnezeu maturitatea în viața unui creștin? What are some of the means and circumstances that God uses? Care sunt anumite lucruri pe care le folosește Dumnezeu pentru a produce maturitatea aceasta în viața unui creștin? Someone read Romans chapter 5 verses 3 through 5. Să citească cineva Romani capitolul 5 versetele de la 3 la 5. Ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruința în încercare, iar biruința aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și 6? Nu, de la 3 la 5. Through verse 5. All right, mulțumim. But we rejoice in our sufferings. Ne bucurăm și în necazurile noastre. Because God uses suffering to produce character in the lives of his children. Pentru că Dumnezeu folosește suferința ca să producă caracter în viețile copiilor lui. Does that include our homes? Asta include oare și casele noastre? I used to think I was a very patient man. Credeam odată că sunt un om foarte răbdător. And then we had children. Și deodată am avut copii. And when our children would cry through the night, și când copiii plângeau toată noaptea, and my sleep was challenged, și când somnul meu era adesea provocat, when my sleep got interrupted, când somnul meu era adesea întrerupt, there were some not so nice things that came out of my heart. Iar au început să apară niște lucruri nu neapărat frumoase care ieșeau din lăuntru meu. I discovered that
not only is God going to use me to teach my children. Și am descoperit că nu numai că Dumnezeu mă va folosi pe mine ca să-mi învăț copiii, but God's going to use my children to teach me. Și că Dumnezeu de fapt îi folosea și pe copiii mei ca să mă învețe pe mine niște lucruri. Sometimes impatient parents will say this. Uneori părinții care nu au răbdare vor spune ceva de genul. This child has no right to bother me. Copilul ăsta nu are niciun drept ca să-mi creeze mie probleme. So an impatient parent just doesn't want to be bothered by their kids. Adică un părinte nerăbdător nu vrea să fie deranjat de copilul lui. And so these parents will often discipline. Și genul acesta de părinți de obicei își disciplinează copiii. Not with a biblical goal in mind. Nu având un scop biblic în minte. But because they're irritated. Ci pentru că efectiv sunt iritați de comportamentul copilului. So maybe dad works all day. Se poate ca tatăl să lucreze toată ziua. And he comes home. Să vină acasă. And he says, "This is my time to rest." Și să spună, în cele din urmă am și eu timp să mă odihnesc. I want to prop my feet up and just take it easy. Vreau doar să-mi pun picioarele sus și să o iau ușor așa după amiaza asta. And all of a sudden you have a couple of kids that are going at one another. Și deodată cei doi copii din casă se ciocnesc unul cu celălalt. And so you discipline them. Și tu te duci și disciplinezi. Not to help them learn how to get along with one another. Nu neapărat ca să-i ajuți să înțeleagă cum ar trebui să se relaționeze unul la celălalt. But just so that they don't bother you anymore. Și doar ca să nu te mai deranjeze pe tine prin ceea ce se întâmplă. This attitude forgets that God has called us to live with other people in ways that will honor him. Și atitudinea asta ne face să uităm că Dumnezeu ne vrea ca să trăim cu alți oameni în moduri în care îl onorează pe el. Sometimes you hear impatient parents say, "Well, I just have a short fuse." Uneori auzi un gen de părinte nerăbdător spunând, mie îmi sare repede capsa. My dad had a short fuse. Tatăl meu era așa și lui sărea. That's the only way that I've known. Așa că așa am învățat eu să tratez lucrurile. So I really can't help it. Așa că nu pot să ajut situația asta. That's how I was brought up. Pentru că așa am fost și eu crescut. So something happens. Sau ceva se întâmplă. You just yell at the kids. Doar zbier la copil, că așa s-a zbirat și la mine. But God commands you to put off the habits of the old life. Dar Dumnezeu îți poruncește să vii și să te dezbraci de obiceiurile vieții vechi. And that includes irritable, hot-tempered anger. Și asta include un temperament iritat și foarte vulcanic. Turn with me to Colossians chapter 3. Deschideți la Coloseni capitolul 3. Someone read verses 8 through 12, please. Și cineva să citească versetele de la 8 la 12. And as we read this, I want you to notice that this instruction comes immediately before rules for a Christian household. Și vreau citind să observați că pasajul acesta este pus tocmai înaintea unui text care este plin de reguli pentru care ar trebui să guverneze casa omului. Însă acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de furie, de răutate, de blasfemie, de cuvintele murdare care vă ies din gură. Nu vă mințiți unul pe altul, pentru că v-ați dezbrăcat de omul cel vechi și de faptele lui, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care este înnoit în cunoaștere după chipul Creatorului său. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici circumcizie, nici necircumcizie, nici barbar, nici cit, nici sclav, nici liber, ci Hristos este totul și în toți. Așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, smerenie, blândețe și răbdare. Mulțumim! That instruction is given just before Paul gives instructions for a Christian household. Instrucțiunile astea sunt date chiar înainte ca Pavel să dea instrucțiuni pentru pentru un cămin creștin. Your home should not be an emotional powder keg where everyone tiptoes around you not knowing when the next explosion may occur.
Căminul vostru n-ar trebui să fie un loc de ăsta în care fiecare umblă pe vârful degetelor ca să încerce oarecum să prevină explozii care se pot întâmpla la fiecare pas. All right. Impatient parents also forget that your children need training. Părinții nerăbdători uită și faptul că cei care lăsăm copii în casă au nevoie de învățătură, de echipare. So you often forget that the child's hands and brains and feet have never performed these tasks before. Uiți că mâinile, picioarele copiilor nu au făcut anumite lucruri înainte, anumite mișcări, anumite activități. So children are just learning lots of new things. Așa că din cauza asta copiii au de învățat o mulțime de lucruri noi. And they need to be taught. Asta înseamnă că trebuie să fie învățați by patient parents. De către părinți răbdători. All right, so those are several examples of an impatient parent. Deci astea sunt câteva exemple cu privire la părinții nerăbdători. Let's talk about a passive parent. Haideți să vorbim acum despre părinții pasivi. And this is also a dangerous attitude that contributes to many angry and resentful children. O altă atitudine periculoasă care poate produce atitudini nedorite în copii. Sometimes parents say, "Oh, it's no big deal." Sunt părinți care spun, chestia asta nu e o mare problemă. I was in a home one time for a meal. Eram în casa cuiva odată, ne pregăteam să luăm masa. This couple had two young boys. Și familia aceasta aveau doi băieței mici. And a boy would stand up at the dinner table. Și unul din băieței se ridica în picioare când stăteau la masă. And he wasn't eating his food. Nu-și mânca mâncarea. And he was being disruptive. Și îi întrerupea pe toți la masă. And the dad would say, "Son, you need to sit down." Și tatăl spunea, fiule, trebuie să te așezi. And the mom would say, "Oh, that's okay. He's just a boy." Și mama se răspundea, "Oh, nicio problemă, doar e băiat." Guess what that boy continued to do? Ce credeți că a continuat băiatul acela să facă? Yeah, he would get worse. Da, să facă lucrurile alea și mai rău. Sometimes people think, "Oh, they're just a 2-year-old." Alții privesc la copiilor mici și spun, are doar 2 ani. Sometimes they'll say, "Boys will be boys." Sau spun, băieții sunt băieți. And when you have that attitude, și când ai ca părinte genul ăsta de atitudine, you make excuses for sin. Tu de fapt aduci scuze pentru păcat. Which God does not allow. Lucru care nu este îngăduit de către Dumnezeu. Now you need to be understanding. Acum trebuie să ai înțelegere. Because sometimes your 2-year-old will get into things. Pentru că uneori copilul tău de 2 ani poate să intre în niște lucruri. Sometimes our little kids would get into the kitchen and open the cabinet doors and pull out all the pots and pans. Uneori copiii noștri când erau mici intrau în bucătărie, deschideau ușile de la dulapuri și scoteau toate oalele alea, le întindeau pe podea. Pull all the pans out and get into the cabinet and play. Și se băgau acolo ei în dulapuri ca să se joace în loc unde trebuiau să stea oalele. A 2-year-old thinks about that kind of stuff. Cei de 2 ani de zile se gândesc la lucruri de genul. And so you need to be understanding that they might have the tendency to do some of those things. Așa că la chestii de genul ăsta trebuie să fii înțelegător, să înțelegi că la vârsta aia au tendințe. If you have a 16-year-old, dar dacă ai unul de 16 ani, they're learning to think independently. Care învață să gândească în mod independent. So don't be surprised that sometimes they might not agree with you. Așa că nu fi surprins dacă la 16 ani copilul va alege să nu fie de acord cu tine la o anumită situație. But if sinful behavior and attitudes manifest themselves, dar dacă în viețile lor încep să se manifeste atitudini sau comportamente păcătoase, they must be confronted and not excused. Atunci acelea trebuie confruntate și nu scuzate. Now sometimes the experts will say, uneori experții vin și spun, studies will show that 16-year-olds will be rebellious, so don't be too hard on them, they're just exploring. Studiile vin și spun, tinerii 16 ani au tendința să fie răzvrătiți,
Așa că nu fiți foarte duri sau foarte stricți cu ei. Now let me ask you this. Acum vreau să vă pun o întrebare. When those experts studied and did their research, când experții aceia au studiat și au cercetat lucrurile, who did they observe? Pe cine i-au observat? Copiii altora? Other adults, children? Yeah, children, 16-year-old children. Da, s-au uitat la, să zicem, tineri de 16 ani. Unregenerate 16-year-olds who operate without God and the Holy Spirit. De fapt, s-au uitat la niște tineri neregenerați de Dumnezeu care operează în lume pe baza învățăturilor lumești. That's not the standard that you want to use. Însă nu acesta este standardul pe care vrei să-l folosești. You don't determine right and wrong by counting noses. Pentru că nu determin ce e greșit și ce este bun doar prin faptul că te duci și numeri câte nasuri sunt într-o expresie care o folosesc ei. You can be understanding. Adică poți să fii înțelegător față de situații care trebuie înțelese. Of some of the tendencies that each age group will have. Față de tendințe pe care le-ai regăsi la un anumit grup de vârstă. But don't make excuses. Dar să nu aduci scuze. And ignore clear teaching of Scripture. Cu privire la păcat, ignorând învățătura clară a Bibliei. Now, sometimes passive parents say, well, my kids would never do that. Uneori părinții pasivi vin și spun, oh, copilul meu nu face niciodată așa ceva. That is to say, my child has escaped the curse of sin and is not corrupt nor liable to temptation. Adică e ca și cum ar spune, copilul meu nu, peste el nu a căzut blestemul păcatului, el a scăpat de problema asta. I've never met a kid that you didn't have to, I've never met a kid that you had to teach them to do wrong. Nu am întâlnit niciun copil pe care să trebuiască să-l înveți să facă lucrurile greșite. They're born sau rele. They're born in Adam. Pentru că toți sunt născuți în Adam. And folly is bound up in their heart. Și nebunia este legată de inimile lor. So as parents we should not say, well my kid would never do that. Așa că noi ca și părinți nu putem spune copilul meu n-ar face niciodată așa ceva. Sometimes parents say, I know it's wrong, but isn't it cute? Uneori părinții vin și spun, știu că e greșit ce face, dar nu e drăguț? You got to be careful with this. Însă trebuie să fii foarte atent cu atitudinea asta. Our 2-year-old daughter Jessica. Jessica, fata noastră când avea 2 ani. Was just as cute as a button. Era frumușică foc. But she was just as stubborn as they come. Dar era atât de încăpățânată cum rar întâlnești. And we had to look past her blue eyes. Și trebuia să ne uităm dincolo de ochii ei frumoși albaștri. And her curls. Și dincolo de părul ăla cârlionțat frumos. And that smile that would just melt your mouth. Și dincolo de zâmbetul ăla care îți topea efectiv inima. And you had to help her become the person that God wants her to be. Și trebuia să o ajut să devină persoana pe care Dumnezeu vroia să devină. Sometimes parents think that kids are too young to learn. Pentru că adesea părinții cred că ai lor copii sunt prea mici ca să învețe ce trebuie să învețe. You know, at some point in the future I'll teach them. Și te se gândesc, undeva în viitor o să încep să învăț și pe ei. And often this is an excuse not to confront and teach. Și deseori lucrul ăsta e folosit ca o scuză pentru a nu confrunta ceea ce trebuie confruntat și a nu învăța ce trebuie să înveți. Little kids are capable of understanding an awful lot. Însă copiii de la o vârstă foarte mică sunt capabili să înțeleagă foarte multe lucruri. When you say no, don't touch that. Când spui nu, nu atinge lucrul ăla. They understand what that means. Ei înțeleg ce înseamnă. And then they look up at you. Și apoi se uită la tine. And they reach out their hand. Și întind mâna. They're testing you. Te testează de fapt. Kids are capable of learning at a very young age. Copiii pot să învețe lucruri de la o vârstă foarte fragedă.
You might not give them an elaborate lecture. S-ar putea să nu le dai o lecție foarte elaborată. You might not explain to them how the electricity heats up the coils in a hot stove. Poate că nu ești în stare să le explici cum face electricitatea să înroșească rezistența dintr-un aparat de încălzit. But they're capable of understanding the stove is hot. Dar sunt în stare să înțeleagă că aparatul ăla este foarte fierbinte. Sometimes passive parents say this. Uneori părinții pasivi spun următorul lucru. I don't know what to do with this kid. Nu știu ce să mă mai fac cu copilul ăsta. No one can handle him. Nimeni nu se poate ocupa de el ca să-l oprească din ceea ce face. Now, maybe my parents said that about me. S-ar putea ca părinții mei să fi spus lucrul ăsta și despre mine. How cute. How cute, huh? What you're saying, though, is this. Ceea ce spui, de fapt, este următorul lucru. God's given me too much. Când afirmi așa ceva, îi spui lui Dumnezeu că ți-a dat prea mult. What does, cât nu poți duce. What does Scripture say in 1 Corinthians 10:13? Însă ce ne spune Biblia în 1 Corinteni 10:13? God's not given you more than what he will also enable you to handle. Dumnezeu niciodată nu îți va da mai mult decât te va și capacita să duci. So those are some impatient and passive parents. Deci aceștia sunt părinții nerăbdători și părinții pasivi. Let's talk about biblical types of parental attitudes. Haideți acum să vorbim despre atitudini biblice ale părinților. Number one is counting trials as a thing of joy. Primul rând, să socotiți încercările ca o bucurie. Raising sinners is a thing of joy. Ca o mare bucurie și să crești niște ființe păcătoase e o mare bucurie. James chapter 1 verses 2 through 3. Iacov capitolul 1 versetele de la 2 la 5. Consider it all joy. Considerați toate încercările ca o mare bucurie sau when you face trials of many kinds. Încercările de toate felurile. And that includes parenting. Și asta include și creșterea copiilor. Trials are a part of God's process in bringing you to maturity. Încercările sunt parte din procesul pe care îl folosește Dumnezeu ca să te aducă la maturitate. And raising children brings aggressive endurance. Și creșterea copiilor aduce în viața ta o răbdare de lungă durată. It's the ability to keep on even though you see no change. Abilitatea de a merge înainte chiar dacă nu vezi nicio umbră de schimbare. And it's an opportunity for us to ask God for wisdom. Și asta ne aduce în fața oportunității de a-l ruga pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune. We recognize how dependent we are on God for wisdom from him. Și prin asta recunoaștem cât de dependenți suntem de Dumnezeu pentru înțelepciunea de care avem nevoie. And so a biblical parent, așa că un părinte biblic, will come along in concern and love, come alongside in concern and love, va veni lângă copilul lui, preocupat de viața copilului și iubindu-și copilul, to see the child's problems, ca să vadă problemele copilului, in order to help them find biblical solutions, ca să-l ajute pe copil să găsească soluții biblice, and to change for God's glory and the child's good, și să-l ajute pe copil să se schimbe spre slava lui Dumnezeu și spre binele lui a copilului. Now Roman numeral number 2. Punctul 2 roman. God charges fathers with leading children to God's goal. Dumnezeu le-a poruncit taților să-i conducă pe copii pe calea lui Dumnezeu. God charges fathers with this responsibility in Ephesians chapter 6. Dumnezeu le încredințează taților această responsabilitate în Efeseni capitolul 6. Verse 4. Versetul 4. Fathers, do not provoke your children to anger. Părinților, taților, genul masculin aici, să nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Și creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Now, in verses 1 through 3. Versetele de la 1 la 3. How many parents are involved in verses 1 through 3? Câți părinți sunt implicați în ce se spune în versetele de la 1 la 3?
Both, yeah. Two. Doi, da? Mother and the father. Și mama și tatăl. But the fathers have received responsibility that God has delegated to them. Însă tații au primit o responsabilitate care le-a fost delegată de către Dumnezeu. So the responsibility of a father, it's a delegated authority. Deci responsabilitatea pe care o are tatăl este una delegată. So as fathers, we must remember that. Deci ca și tați, noi trebuie să ne aducem aminte. I don't have this innate authority bring up my kids on my own however I want to. Nu am în mine însumi această autoritate ca să-mi cresc copiii după cum vreau eu. Fathers live under the authority of Christ. Pentru că tații trăiesc sub autoritatea lui Hristos. And we give account to Christ. Și noi trebuie să dăm socoteală lui Hristos. And he delegates authority for us to be the father that he wants us to be. Și el este cel care ne delegă această autoritate ca să fim tații care trebuie să fim. When our kids used to disobey, când copiii noștri nu ascultau, I would ask them, what did you do that was wrong? Mă duceam și întrebam, ce ai făcut greșit? Our son would say, I hit my sister. Și fiul nostru spunea, am lovit-o pe sora mea. What do you need to do? Și întrebam, ce trebuie să faci? You need to ask God to forgive you. Trebuie să îi rogi pe Dumnezeu să te ierte. You need to ask your sister to forgive you. Și trebuie să o rogi pe sora ta să te ierte. And I would ask him, what does daddy need to do? Și apoi îl întrebam, ce trebuie tata acum să facă? We knew well Ephesians 6:1-4. Noi știam bine ca și familie ce spune Efeseni 6 de la 1 la 4. And my son would say, și fiul meu spunea, you must paddle me. Trebuie să mă pedepsești acum. And so I would ask him to bend over my knee. Așa că îl rugam să se aplece pe genunchiul meu. And I would use a wooden spoon or something like that. Și luam o lingură de lemn sau ceva de genul ăla. Not something heavy. Nu ceva greu. But something that he didn't want. Dar un lucru pe care el nu vroia să-l vadă aproape de el. And I would tell him, I'm going to give you two cracks with this wooden spoon. Și spuneam, îți dau două lovituri acum cu lingura asta de lemn. Or I'm going to give you three cracks with this wooden spoon. Sau îți dau trei lovituri cu lingura de lemn. And I would do that. Și făceam lucrul acela. I wanted him to know, vroiam ca băiatul meu să știe, that I was being obedient to Jesus. Că eu ascultam de Isus. And that's why I needed to paddle him. Și din cauza aia trebuia să-l disciplinez. In this passage, verses 1 through 3. În pasajul acesta, versetele de la 1 la 3. Says, children, obey your parents. Spune, copii, ascultați de părinții voștri. I would ask our kids, who's commanding you to do that? Și îi întrebam pe copiii noștri, cine vă poruncește vouă copiilor să ascultați de părinți? I wanted them to understand they needed to obey mom and dad. Vroiam să înțeleagă că au responsabilitatea să-i asculte pe mama și pe tata. But that's because God told them. Dar vroiam să-i fac să înțeleagă că Dumnezeu le spune să asculte de mama și de tata. To obey mom and dad. So a father has authority that's been delegated to him from God. Deci tatăl are autoritate care a fost delegată de către Dumnezeu. And so dads are ultimately responsible for raising the children. Deci tații au responsabilitatea aceasta ultimă de creșterea copiilor. Now, will the mother help? Asta înseamnă că trebuie să ajute și mama? Will the mother have a lot of responsibility? Asta înseamnă că și mama are o mulțime de responsabilități? Yes. Da. But dad is the one who will take initiative to give that leadership in the home. Dar tatăl este cel care trebuie să aibă inițiativa pentru această conducere spirituală în familie. So why does Paul address fathers in verse 4? De ce adresează Pavel aici tații în versetul 4? I'd suggest two reasons. Eu sugerez din două motive. One is because fathers tend to be the most negligent in this area. Eu cred că pentru că tații au tendința să fie mai neglijenți dintre cei doi părinți. Men, you must take responsibility to be the father that God's called you to be. Bărbaților, trebuie să vă asumați responsabilitatea la care v-a chemat Dumnezeu
să fiți tații care trebuie să fiți. Too many men think that their primary responsibility is just to go outside and work and provide money. Pentru că prea mulți bărbați cred că responsabilitatea lor este să iasă din casă, să petreacă mult timp afară lucrând din greu ca să aducă banii casă. And when they come home, they don't want to be bothered by kids. Și când vin acasă, nu vreau să fie deranjați de copii. I have the privilege to be a pastor. Nu vor să fie deranjați de copii. Am avut privilegiul să slujesc ca pastor. And our two children are grown and out of the home now. Și acum cei doi copii ai noștri au crescut, nu mai sunt la noi acasă. But when our kids were young and they were at home, dar când copiii noștri erau mici și erau acasă, I would be away at my study all day. Eram la birou toată ziua, studiam. I would be counseling. Consiliam, visiting people, îi vizitam pe oameni, and I would often come home tired. Și adesea veneam acasă obosit. And the desire of my flesh was to rest. Și trupul meu cerea odihnă. But I had to develop the mentality. Dar a trebuit să dezvolt mentalitatea. That I was coming home to work. Că veneam acasă ca să continui să lucrez. And I had to be the one who took initiative to bring up our kids in the training and instruction of the Lord. Și trebuia să fiu cel care ia inițiativa în a-i învăța pe copiii noștri ce trebuiau învățați. So fathers are addressed in verse 4 because they're often the most negligent. Aici în versetul 4 părinții la genul masculin, deci e vorba de tați, sunt cei care cărora li se adresează Dumnezeu, cred eu, pentru că au tendința să fie mai neglijenți. But secondly, dar în al doilea rând, it also fits the biblical teaching on headship. Și pentru că se potrivește cu învățătura biblică despre conducere sau cap aici care se dă. So the husband and the father must be a servant leader in the home. Adică tatăl trebuie să fie un lider slujitor acasă. He leads the family in following after Christ. Adică el conduce familia, dar o face slujindu-l sau urmându-l pe Hristos. A father can't sit in the shadow and just let his wife do all of that work. Adică tatăl nu poate să stea în umbră și să-și lase soția să se ocupe de toată această lucrare în casă. Fathers have the responsibility to be giving leadership in the home. Tații au responsabilitatea de a conduce din punctul ăsta de vedere acasă. Oh boy. I think we'll take a break. Cred că vom lua o pauză. And we'll come back to this lecture later on this afternoon after Brother Tim is done. Și ne vom întoarce la lecția asta după amiază.